Deci, da. La ce le mai explicăm la... Da. Deci, copiii începem. Deci. Era așa... În triunghiul. În ipoteză, hai să spun că la ipoteză. Era triunghiul A, B, C. Măsura unghiului A, 90 de grade. Măsura lui A, egal cu 90 de grade. Deci, Q aparține lui BC. Q aparține... Lui BC, astfel încât... O aparține, O, pardon, o. Profesor. O aparține, lui BC, astfel încât O, BO, congruent cu OC. BO, congruent cu... OC. OC. Dreapta D perpendiculară pe BC. D perpendiculară pe BC. Și D intersectează BC în punctul O. A punctul O. Da. D intersectează AB în punctul E. Egal cu mulțimea formată din E. Și D intersectează AC și egal cu mulțimea formată din E. Bun. Demonstrație. Demonstrați că E este ortocentrul triunghiului BCF. E ortocentru triunghiului BGF. Și E ortocentrul triunghiului BEC. V, E, C. Ne concentrăm azi atunci. Demonstrație. Păi, dacă nu sunteți atenți. Adică, așa vreau să mă conduci. Să știi că eu scriu toate trăsnele care spui tu. Și apare... Așa. Da. Te rog. Hai să luăm triunghiul bucătă. Te rog. Suntem serioși. Haideți. Știi triunghiul? Adu-ți-l. B, F, C. Știi triunghiul B, F, C. Despre care încep să vorbești. Hai să începem. Păi F. F, O. F, O perpendiculară pe BC. Așa. F, O. Perpendiculară pe BC. De unde avem asta? Din ipoteză. Așa, DFO perpendiculară pe BC, din ipoteză. Da. Rezultă că EFO, dacă e perpendiculară din vârf pe latura opusă, EFO este înălțime. EFO înălțime. Așa. Știm că BA perpendicular pe AC. Deci, BA. Scriem pe AC sau pe FG, domnul profesor? Pe AC și cum V aparțin lui AC, o să spun că e pe AC. Da. BA perpendicular pe AC. De unde spui că BA perpendicular? Din ipoteză. Din ipoteză. Și mai spui că F aparține lui AC. Da. E tot așa, din ipoteză spune. Da, și de aici astfel încât, nu? Deci F aparține lui AC. BA este înălțime. Atunci, din astea două, rezultă că B, A, înălțime. B, A, egal cu înălțime. B, A, înălțime. Da. Înălțime. Și cum avem că B, A, B, A intersectează pe F, O, egal punctul E. Deci, B, A. B, A. Intersectează pe F, O. Punctul E. Atunci, din cele trei lucruri, două înălțimi s-au intersectat. Ce este eu? Aici rezultă că este ortocentrul triunghiului BFC. E ortocentrul triunghiului BFC, da? Al BFC. Și, în continuare, ce e perpendicular pe BF, e cea de-a treia înălțimii. Ce e? Deci atunci rezultă că ce e este perpendiculară pe... este cea de-a treia înălțimii, da. Spuneți. Ce e este cea de-a treia înălțime. Este a treia înălțime. Ce e? Fiindcă e ortocentru, ce e este a treia înălțime. Și atunci ce e perpendiculară pe BF? Rezultă că ce e perpendiculară pe BF. Sau pot să spun că BF echivalent cu a spune că BF e perpendiculară pe ce e. BF perpendiculară pe ce e. Și asta e tocmai punctul B. Punctul A.
Când a zis că B, F, pe perpendiculară pe C, E, a, atunci, așa, atunci F este ortocentru. Capătă calitate de ortocentru în triunghiul B, B, C, B, C, F, pentru că am în B, C, E. Da. În B, C, E am o înălțime, am cea de-a doua înălțime și cea de-a treia. Și cea de-a treia. Deci rezultă că F, F este ortocentru triunghiului BF. Și vedem alte probleme. Aha. Și punctul A și punctul B au fost legate foarte ușor. Ce concluzie am tras eu de aici? Că nu știți linii importante într-un triunghi. Vă rog să notați, să insistăm pe linii importante într-un triunghi. Asta ne-ați mai zis. Am mai zis-o, bă, dar dacă am mai zis. Acum hai să le repetăm mai adi. Ai aia cu înălțimii bisectoare mediatoare ales? Așa. Mm. Da. Ca înălțimea. Bă, că nu știți. Păi, da, da. Nu știi. Din vârf, din pe latura opusă. Perpendiculară. Perpendiculară. Păi, da, din vârf pe latura opusă nu e suficient. Unii se duce pe latura opusă? O aduc la mijloc. Asta e unde vrem noi, dacă e așa. Da, deci e important să spunem perpendiculară. Haideți să scriem. Deci. Linii importante într-un triunghi, da? Da. Scriem și băgăm la cap copii. Care face și temă? Facem. Are și Andra, nu Andra, Adina temă. Dar lucrăm, facem repede, zice ce ne zice domnul profesor. Așa, că vreau să clarific aceste lucruri. Da. Fără aceste lucruri nu putem merge mai departe. Ca să înaintăm și pe aceea facem și ala. Și voi la algebră și facem mâine. La geometrie. La geometrie. Eu la algebră nu știu atâta probleme, încă una am făcut aici. Facem aici. Nu e niciuna. Atunci facem la algebră, dacă mâine ai algebra, Adina. Da? Linii importante într-un triunghi. Haide să scriem. Linii importante într-un triunghi. Am să desenez un triunghi. Ce să facem? Repede, facem după domnul profesor. Hai, de 90 grade. Nu l-am luat de 90 grade. Puteți să-l luați de 90 grade. Nu-i. Aproape. Eu nu l-am luat de 90 grade. Așa, cu vârful în sus, da. Da. Așa. Deci cu vârful în sus, A, B, C. A, B, C, da? Și se duc din A toate liniile importante. Corect. Ia să vedem. Deci, mai întâi să ducem perpendiculară. Înălțimea. Da. Cum o duc înălțimea, băiat? Păi, perpendiculară. Deci, perpendiculara din vârf pe latura opusă. Deci, drumul cel mai scurt. Dar drumul cel mai scurt. Asta e înălțimea. Da. E înălțimea. Deci, scriem pe ea. Face unde 90 de grade. Da? Înălțime. AM, o notăm, domn profesor? AM, hai să zicem. AM, AM, înălțime. Da? Deci formează aici unghiuri de 90 de grade. Să ducem mediatoarea lui BC. Din A, pe mijlocul? Uite, scopii. Nu-i din A mediatoarea. Mediatoarea? Mediatoarea unui segment. Perpendiculară pe segment. Da? Am văzut că bisectoarea zice. Deci, perpendiculară pe mijlocul segmentului. Luăm mijlocul lui BC. Un punct aici, să spunem, N. Și ducem mediatoarea segmentului. Așa, e o dreaptă. Pe mijlocul laturi. Da? Pe mijlocul laturi. Notăm? Deci scrieți pe ea mediatoare, poftii ca să... Ce dar nu e important. E o dreaptă de. O dreaptă de, da? O dreaptă perpendiculară. La mine nu este aici mijlocul, ne-am tras. Cum l-ai tras? Deci dacă s-a întâmplat să fie triunghi isoscel. Da, și mie. Vertunghi și isoscel. Atunci mijlocul acela concentrat. Și da, vei face în felul următor. Deci îl iei triunghiul un pic mai mic. Unghiul ăsta. Ca să în mijlocul să fie în altă parte, da? Stele de acolo și... Mediatoare, așa. Ia să vedem. La mine, de ce nu te-ai ieșit? Adică e așa un... Nu e
Uite așa. Și atunci, ca să duci înălțimea, ai liniatura caietului și te poți duce foarte ușor. Da? Că e perpendicul așa, ai duce aici. Deci asta este înălțime. Da. Notează cu vârfurile, cu A, B, C și C și de acolo. Da? Deci am spus. Înălțime. Mediatoare. Bisectoare. Mă uit să împartă unghiul în două unghiuri congruente, da? Așa, unghiul ăsta să fie câte asta tot timpul. Deci unghiul ăsta 50. Cu celălalt. Și scrieți pe ea bisectoare. Bisectoare. Bisectoare, da? Miruna, sigur, noi știm să ducem un bisectoare. Cum s-a adus bisectoarea cel mai corect? Cu compasul. Cu compasul. Luăm în vârf aici, trasăm un arc de cerc. Deci. Da? Și găsim cele două puncte M și N, după care venim și descriem cu lungimea asta un arc de cerc, cu lungimea cealaltă un arc de cerc, cele două se întâlnesc într-un loc, și în două puncte, în vârful A, și atunci e dus bisectoarea cea mai corectă. Și de trebuie să fie? Ce? Uite, Adi, vrei să duci bisectoarea corect? Cu compasul. Cu compasul, uite cum faci. Deci, pur și simplu, vârful compasului e în A. Da. Și descrii un arc de cerc cât vrei tu. A, nu contează. Nu, cu mărimea cât vrei tu. Da. Ai descris? Da. Și acum ai două puncte obținute aici. Un punct aici și un punct aici, da. Pe latură. Cu vârful compasului aici. Poftim? Unde întâlnește pe asta, nu e important. Da. Scrieți pe ea bisectoarea sau dacă vreți un punct P. Hai să zicem P. Da? Adi, ai s-o întâlnit două puncte? Da. Și acum, cu vârful aici și cu creionul, vârful creionului în A, transcrii, dar trasezi un arc de cerc. Da. Cum? Am unghiile astăzi, da. Toate din același vârf. Și dacă ți-o dat așa, nu-i nicio motiv de supărare. Ce e bisectoare, da? Și-o duci două mai mulți. Bisectoare nu se oprește. Ea e bisectoare unul. Da? Adi, și cu același vârf, cu aceeași deschizătură, da, pui în vârful celălalt și trasezi un alt arc de cerc. Cele două arce s-au întâlnit în punctul A, să înțeleg, în punctul A categoric, și în punctul, într-un punct L, sau știu cum vrei să notezi. Da. Și atunci ești pe A cu L și aia e bisectoarea cea mai corectă. Corect trasată. Da? Deci, copii, ce aveți? Înălțime, mediatoare, bisectoare. Și mai este încă una care s-a învățat, mediană. A, N, unește vârful cu mijloc, mediană. Mediană. Astea sunt linii importante, patru linii importante. Mediană, bisectoare și mediatoare. Mediană, bisectoare, înălțime, mediatoare. Mediatoare nu trece din vârf. Toate trei, celelalte trei prin vârf, dar celelalte... Numai mediatoarea. Mediatoarea nu. Mediatoarea unui segment. Bun. Haideți să vedem tema ei. Ea e înaintea lor, e la numere întregi, domnul profesor. Cine ea? Da. A, tot mai bine. Eh, hai. Bun. Măcar aici mă de la... de la 1, de la Ostea. De la Ostea începem. Dar iar e mai bine, că o să citim lec. Da. Hai, bun, ce bine că e șmecher. Bun, Miruna, o să ne întrebe noi. Pe caietul de teme, direct. Explică lecția. Hai, zici și nouă ca să le impresionăm. Gura. Hai, scrie, te exerciți unul de la pagina 66. Așa, așa ai tu acolo? Da. Ce te mai? Da, ia mi-a zis, ia mi-a zis. Da, de la 1, da. Te rog. 1 de la pagina 66, domnul profesor, da. E tema ei. 1 de la 66. Da. Hai. Asociați fiecare număr din propozițiile următoare unul din simbolurile plus sau minus. Elena are o datorie de 25.000 de lei. Are o datorie
nu are în buzunar. Minus. E minus. Yes. Din buget. Deci nu are. Deci minus 25 lei, deci, da? Da, minus 25.000 de lei. 25.000, da? Da. B, înălțimea ușii este 210 cm. Înălțimea ușii este plus. Plus. Da, plus. Plus. 12 cm. 210 cm. 210 cm, da. Ce? Astăzi sunt 5 grade Celsius sub 0. Minus. Minus. Da? Minus. Ah, yes. La ce? Minus. Cât? Minus. 5 grade Celsius sub 0. Da. Yes. Da. Adică, adică voi trebuie să înțelegeți așa. Aici undeva 0, partea asta va fi pozitive și partea asta sunt negative. Da? Ascult că ai să spune. Și la D, un scufundător a ajuns la o înălțime de 105 metri sub nivelul mării. Minus. Minus. Normal, bravo. Da. Nu minus, minus 105, da? Minus 105 metri. Metri. Yes, simplu. 2. De la pagina 66. Dovr. Fie mulțimea A egală cu. A egală cu. Minus 2, 5, da. Plus 4, 3. Plus 4. 3. Da. Minus 1, 0, 4 și plus 9. Da. Dar e același lucru. Și soldat, da, dacă are plus 4, 9 sau... Da. Plus 4 cu 3 sau... Plus 4 cu 4. Așa. Ba da, e același lucru, da. Autorul... Așa, a vrut să vadă eu ceva. A, enumerați elemente mulțimii A ce sunt numere naturale. Adică 4, 3 și 4. Adică 5, 4, 3 și 0, 4 și 9. 0, deci mulțimea numerelor naturale de aici, din A. Deci inclusă în, A. În nu, invers. A. A inclus în N. Sau, notăm cu A1, fie A1, egal cu mulțimea numerelor naturale. Tot ce nu are... 5, 4, 3, 0, 4 și 9. Dar nu, de 4 nu mai e repetat. 4 și 4. Într-o mulțime elemente nu se repetă. 4, 3, 0 și 9. Autorul aici a făcut un abuz. Plus 4 și 4 de nu trebuia să repete. Este același element. Deci n-are rost să-l mai punem încă o dată. Adică dacă B. plus 4 și zici 4 nu e minus 4? Nu, nu poate să fie unul cu 4, nu-i minus 4. Nu, nu. Deci nu, nu e vorba de... E doar un abuz în sensul acela că punându-i, îi punem semnul sau nu îi punem semnul, da? Și la B, reprezentați folosind o diagramă Venn-Euler. Venn-Euler, da. Da, această mulțime a mulțimii A ce conține doar numere întregi negative. Ah, știu, sunt câte numere. Diagrama asta. Diagrama Euler-Venn. Diagrama Venn. Euler-Venn. Deci A2, A2, mulțimea formată din elemente întreg negative. Minus 1, minus 2, minus 2, minus 1, minus 2. Și nu se pune și 0? Nu, 0 este socotit la mulțimea naturale pozitive. Dar 0 n-aș avea un semn să-i spun. E pozitiv sau negativ, da? Este trecerea de la numere negativ. Și a scris aici, doamna, că numărul 0 este considerat și pozitiv și negativ. Păi asta am spus și eu. 0 este considerat și pozitiv și negativ. Dacă vrei să-l treci la numere negative, îl poți trece, dacă vrei tu, dacă... Deci nu aș face... De cele mai multe ori, de cele... Totdeauna, mulțimea numerelor naturale începe așa. Voi ați notat așa. Numele naturale, steluță, când zici numele naturale stea, înseamnă fără 0, da? Înseamnă 1, 2, 3 și mai departe. Asta e ușor, e numerele Z pozitive, deci pozitive, încep cu 0, 0, 2, 1, 2 și mai departe, care e tocmai mulțimea numele naturale. Da. Z negative. Minus 1, minus 2, minus 3. Poate să înceapă și cu 0. Asta a încercat domnul profesor să vă zică, că poate să înceapă și cu plus și cu minus. Dacă însă spun steluță,
steluță, nu înseamnă fără 0. Fără 0, da. Da? Deci de aceea 0, minus 1, minus 2 și mai departe. 3, minus 4. Da. Minus 4, minus 5, minus 3. Deci, steluță, când pun steluță, înseamnă că nu mai pun pe 0. Dacă da, pun fără steluță, poți să o faci pe 0. Exercițiul numărul 3, subliniați numerele întregi negative din șirul. Minus 4, plus 3. Trebuie să scrieți. Minus 4, plus 3, 2, 7. Deci minus 4, plus 3, 2, plus 3, 2, 7, 12, 0, minus 5, 0 acum, da, minus 5, minus 24, minus 24, plus 35. Cum? Și plus 35. Numerele întregi negative. Ia să vedem, Adi, te-ai prins sau Miru? Da, minus 4. Da. Da. Mai departe subliniem, după aia minus 5 și da, minus 24. Și minus 24. Vezi, bă, că 4 de la pagina 66, domnul profesor. Da. Precizați care din propozițiile următoare sunt adevărate și care sunt false. Ce A. Scrie? A. 8 este un număr întreg. Da, da. Adevărat. Da. 8. La 8? 8 este număr întreg. Aparține un set. Așa se notează mulți oameni. Asta înseamnă întreg, da? Da. Adevărat. Da. B. Minus 2 este număr natural. Fals. Minus 2, da. Număr natural. Asta nu am natural nu, că nu e minus. Nu e natural, că e minus. Fals. Da. Naturale sunt... Să văd cu ce? 0 este un număr întreg pozitiv. E? Cum? 0. Da. Număr întreg pozitiv. Adică, da. Poate să fie și negativ și... Da, da, da. Z pozitiv, da? Adevărat. Plus. Yes. Adevărat, da? Și da. D? Plus 9 aparține lui Z. Da, corect. Da. Sigur că da. Poține și pe cel negativ și pe cel pozitiv. Trebuie să înțelegeți, copii, că mulțimea numerelor naturale care, cu care ați lucrat până acum este inclusă în mulțimea numerelor întregi. Adevărat. E. Minus 5 aparține lui N. Minus 5 aparține lui N. E adevărat? Minus 5 aparține fals. 0 aparține lui Z. Asta ce e? 0 adevărat. 0 aparține lui? Z. Adevărat. Da. Adevărat. Dar era fals? Uite-te pe tabă. Minus 5? Minus 5 e fals. Normal, cum să fie număr natural? E număr natural. Ai lucrat. Da? 5, de la pagina 67. Ca să-i facem și tema, mama, să ne vin copiii. Enumerați elementele mulțimii M. Cum? Enumerați elementele mulțimii M care sunt numere naturale din diagramă. Și în diagramă avem așa, plus 1, plus 1, minus 5, 7, 14, minus 2, minus 12, e tot una, minus 12, 9 și 1 pe 2. Ce să facem cu astea? Să enumerăm elementele mulțimii M care sunt numere naturale. Plus 1, 7, 14, 9, da. Deci 1, 7, 14, 9. Dar 1 pe 2? 1 pe 2 nu este. E fracție. Nu e natural. Bravo mie. Te-ai prins, bravo ție? Da, 1 pe 2. 1 pe 2? 6. Haideți să-i facem tema, vă rog. Mai vreau și eu să-i fac tema, că da? Care este coordonata punctului de origine a axei numerelor? Trebuie să reprezentăm. Care este coordonata punctului de origine a axei numerelor? Axa numerelor are un moment, un loc unde se notează cu 0. Corect. Asta este. Da? Și cum notăm asta? Cum să noteze domnul profesor? Să scrie că 0? Da, 0 este. 0, scrieți 0, copii. 7. Câte ceasuri acum? Nu știu, stați puțin. Este 8 și număr. 8 și număr, că e vina 8. 24. Da. 7. Ce numere sunt reprezentate pe o axă la distanța de 8 unități față de origine? Deci cum? Ce numere, fii atent. Da. Ce numere sunt reprezentate pe o axă la distanța de 8 unități față de origine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. 8 și minus 8. Și o luăm și invers, sigur, nu și negativ, da? Da? Minus 1, minus 2, minus 3 și așa mai departe, până la minus 8. Ce numere sunt
8 și minus 8. 8 și minus 8. 8. Răspunsul este 8, respectiv minus 8. 7, haideți. Minus 8. 8? Da. 7. Păi v-am zis-o, asta era 7. Care, la 6 era 0, trebuia să scrii. Da. La 7, asta, 8 și minus 8. 8 de la pagina 67. Cum? 8 de la pagina 67. Da. Voi n-aveți viteză. În reprezentarea următoare, punctul O este originea axei. A. Completați reprezentarea următoare cu coordonatele punctelor A, B, C, D și E. Deci trebuie să facem mie de atât, să zicem noi de cât este. Asta e simplu, Andra, Adina, să faci și acasă. Dacă da. E în partea pozitivă pus sau în partea negativă. Negativă, da. Acolo poți da seama. Și mai are 10 și 11. Completați pentru a obține propoziții adevărate. Opusul numărului plus 5 este... Minus 5! Așa. Yes! Opusul numărului minus 8 este... Minus 8! 8? Minus 8. 8. A. 8. Minus 8. Plus 8. Plus 8. Unul într-o parte... Opusul numărului este egal cu minus 52. 52. Opusul numărului 52 este egal cu minus 52. Opusul numărului 0, opusul numărului puncte puncte, este minus 52. Al lui 52. Al lui 52. Opusul numărului 0 este numărul... 0. Opusul numărului este egal cu 9. Minus 9. Minus 9, yes. Așa. Minus, paranteză, minus 56. Care e opusul lui? Minus 56. Ăla e plus 56, de fapt. Așa. Minus cu minus e plus. Și opusul lui e minus. Păi, haideți. Deci opusul opusului este numărul fără... Opusul opusului. Așa vine, opusul. Așa, 56. E 56. E 56. Așa am zis. Ia să-ți un pic. Ia să vedeți așa. Cât este opusul opusului lui minus 2, să dau mai întâi. Minus, minus 2. 2! Uitați, mai întâi, în reprezentant, e minus 2. Ia uitați-vă. Opusul lui minus 2 este 2. Deci opusul lui minus 2 este 2. Este 2. Da. Ei bine, eu am opusul lui minus 2. Adică plus. Adică plus 2. Da. Deci egal cu 2. A, nu să s-o mai pune plus, plusul ăla. Dar, profesor, eu sunt ceață, deci... De ce? De ce? Păi asta e plus. Nu mecanic. Dar de ce sunteți în ceață? După ce vă joacă aici, da, cât e opusul lui 2? Opusul lui minus 2, minus 2. Dar nu minus 2. 2. 2. Deci, atenție. Ce spun eu acum? Opusul opusului lui 2. Păi plus, plus. Păi minus 2. Nu? Nu? Păi atenție, opusul, când am pus, când am pus minus... Nu pe bode singură care știu. Taci-mă un pic. Atenție. Că nu-i pe ghicite aici, trebuie să fie, să clar, să fie adică, clar. Nu vreau să minus cu minus face da. Plus. Știu. Vreau să înțelegi de ce. Deci, spunem așa, opusul ăstuia. Da. Opusul. Dar ăsta cine este? Minus 2. Da. Și până la... Și opusul lui minus 2 este 2. Da. Așa o luăm, deci păi da, eu citesc aici, opusul ăstuia. Opusul ăstuia. Nu-i pe ghicite, mama, nu te supăra, trebuie să înțelegi. Opusul ăla e 2. Adică hai, uite, și acum vă zic, poftim. Minus plus 43. Minus plus 43. Minus 43. De unde că plus cu minus cât e? Păi nu așa, Adi. Spune, opusul lui 43. Opusul lui plus 43 e minus 43. Exact. Corect. Eu da, eu nu. Plus 43 și 43 care e opusul? Minus 43 e minus 43. Păi plus 43 e de plus de pe aici. Aaa, ca să ne îndeleze. Da, aici are mare influență. Opusul opusului. Opusul opusului. What? Asta e minus. Opusul opusului este numărul în sine. Dar nu vreau să trec la astea. Și opusul cui este 23? Cum? Minus 23. Da. Cum? Opusul cu minus 23 egal cu 23. Deci opusul. Și opusul cui este minus 19? Minus 19. Nu! Minus deci opusul minus 19. Deci cum mai zi o dată? Opusul cui este minus 19? Plus 19. Plus 19. Da.
Da, doar noi două suntem în ceață, lasă că mai, mai învățăm. Așa, haideți să rog, așteaptă și băieții. Haideți că așteaptă și băieții au venit. Ai făcut toată tema, iubita. Mai aveam 11. Mai aveam 11, lasă că știi, din orientarea pe hartă. Este! Foarte mirând. Ce fericit îți că știu. Da, bă, dar nu-i pe ghicite, Adi. Nu am dat pe ghicite. Ai învățat mecanic plus cu minus, minus cu plus acele. Da. Și este bine că le știi. Dar acum... Acum că mă ascultă la tablă, îmi pune un 10... Că... Stai pe ceoată. Da, bine că le-am învățat acum. Gata. Da, tablă. Da, tablă. La tablă. La tablă. Lasă, dacă la voi și-ar fi înainte... Hai, Adi, la revedere! La revedere și vă mulțumesc că l-ați urmărit pe Prof. Online.